Tot mai mulți fermieri olteni se prezintă la Direcția Agricolă Olt pentru a reclama faptul că suprafețele cultivate cu porumb sau floarea soarelui sunt afectate de secetă. Reprezentanții instituției spun că la nivelul județului sunt probleme cauzate de lipsa de precipitații din ultimele săptămâni. Cea mai gravă situație se înregistrează în partea de sud. În ultima perioadă de timp, la nivelul județului Olt, cantitatea de precipitații căzute a fost extrem de redus. Aici vorbesc de ultima perioadă, respectiv de ultimele 30 de zile. Cu toate că la începutul verii, la sfârșitul primăverii, începutul verii, culturile de floarea soarelui și de porumb, deci vorbim despre culturi semănate în primăvara anului 2020, arătau superb. Chiar fermierii spuneau că n-au avut culturi așa frumoase la acea perioadă în ultimii 5-6 ani. Iată că ușor-ușor lipsa precipitațiilor a început să-și pună amprenta și asupra acestor culturi. Situația va deveni alarmantă dacă în perioada imediat următoare nu vor cădea precipitații, spun specialiștii de la Direcția Agricolă. Dacă în următoarea perioadă de timp, și aici vorbesc de maxim 7 zile, la nivelul județului nostru nu vor cădea precipitații, cu siguranță vom avea probleme la aceste culturi, respectiv floarea soarelui și porumb, și credem noi că producțiile vor fi mult diminuate. Nu doar seceta le creează probleme fermierilor, ci și criza cauzată de pandemia de coronavirus. Agricultorii se plâng că fermele lor sunt în prag de faliment și acuză pe responsabilii din Ministerul Agriculturii că nu fac nimic să vină în ajutorul lor. Au organizat recent o întâlnire în care au discutat problemele pe care le întâmpină, dându-le guvernanților un termen de 2 săptămâni pentru a veni cu soluții. În caz contrar, vor trece la manifestări în stradă. Seceta și incompetența politicienilor de la guvernare distrug agricultura României. Ministerul Agriculturii nu vine cu soluții pentru că profesioniștii din fruntea ministerului sunt depășiți de situație. Nu sunt capabili să înțeleagă care le este rolul și ce trebuie să facă, drept pentru care ar trebui să plece de unde au venit. După 15 august se va trece la etapa a doua a protestelor prin blocarea drumurilor naționale, a anunțat președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Florin Ciobanu. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate pentru ca acest domeniu important, care asigură hrana populației, să fie salvat.